Bună, Capricorn, și mă bucur să te am aici alături de mine. Vreau să văd pentru tine care este cardul de oracol din acest set de cărți și vreau un singur mesaj pentru tine, Spirit, unul singur. Am să mai amestec o dată pachetul pentru că erau două carduri. Aș vrea un mesaj decisiv, așa, care să fie hotărât. Finalul unui capitol dificil se apropie. Și uite, avem chiar semnul tău zodiacal, lună plină în zodia Capricorn. La baza pachetului poți să ai de a face cu un leu, dar ți se transmite aici că ar fi bine să nu lași mândria, să vină în calea ta cumva, să nu lași mândria să te împiedice să ajungi la obiectivele tale, să ajungi la ceea ce îți dorești tu, să ajungi la ceea ce înseamnă viața ta împlinită și cel mai înalt bine al tău. Da, finalul unui capitol dificil se apropie și asta este minunat pentru toți. Pluto se pregătește să îți părăsească semnul tău zodiacal. Adevăr. Tocmai am spus un adevăr cu acest rege de spade care s-a întors. De asemenea, poți să ai de a face și cu un semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. O persoană intelectuală, o persoană logică, ancorată în mental și în argument, inteligentă, bineînțeles, dacă nu am spus acest lucru. Aerul este, reprezintă acest tărâm al inteligenței, un 9 de cupe, frumos. Îndrăgostiții, cartea gemenilor, roata norocului, mai da, ai niște energii aici minunate. Roata norocului și împărăteasa. Aproape că nici nu mai îndrăznesc să merg mai departe în pachet, pentru că tu cred că în trecut ai avut așa o perioadă în care ceva negativ s-a întâmplat, dar lucrurile s-au schimbat ușor în viața ta și înspre foarte bine, probabil și datorită deciziilor pe care tu le-ai luat și în același timp și implementat, adică nu doar ai spus gata, fac acest lucru, te-ai și ținut de acel lucru, două arcane majore până acum, 9 de spade și să știi că l-am văzut în pachet, se izea așa, se arăta, 7 de cupe, magicianul, poți să ai de a face cu o persoană dintr-un semn mercurian, guvernat de Mercur și te văd pe tine aici pe final de perioadă iarăși cu această carte, Regina de Monede. Spuneam că poți să ai de a face cu un semn mercurian, cu un semn guvernat de Mercur și acestea sunt gemeni și fecioară. Acțiune văd aici, multă spontaneitate. Dar această spontaneitate oarecum te poate bloca, pentru că în situația dată tu ai de a face cu hierofantul. Hierofantul vorbește despre tradiții, vorbește despre lucruri așezate, așa, chiar molcome, despre acele lucruri care nu se abat de la ceea ce înseamnă cutum. Nu știu, cred că poți să ai de-a face cu un taur aici, iarăși, cu o instituție publică, poți să lucrezi într-o astfel de instituție, ceva respectabil,
Poți să fii un consilier sau să ai de-a face cu un consilier, cu un psiholog, o persoană respectată de societate. Poate fi vorba și despre un angajament, despre o căsnicie, iarăși, logodnă pentru unii. Dar având acest blocaj, acest blocaj cavalerul de bâte, îmi dă senzația că cineva poate să, și nu spun că ești tu, poate fi cealaltă persoană, cineva poate să acționeze mai întâi și să gândească mai pe urmă, da, nu este reliable, adică o persoană pe care să te poți baza. Temperanța. Da, ți se cere multă răbdare, vezi tu? Cu această carte Temperanța și Hierofantul aici în mijloc, în situația dată pentru tine, îți este testată răbdarea, moderația, și poate ai de a face cu această persoană care, cum am spus, mai întâi acționează, după aceea gândește. Cavalerul de bâte, fiind aici în blocaj, este și o energie de player. Este și o energie care este când caldă, când rece. Voiam să spun atât cald cât rece, dar nu este așa. E când cald, când rece. Poate fi când înainte, când înapoi. Când te vreau, în funcție de pasiunea lui, de felul în care îi este stârnită pasiunea. De ce cavalerul de bâte? De ce cavalerul de bâte în blocaj? Magicianul. Mai poate fi și un soi de... Pentru că magicianul îl avem și aici. Da, am spus că ai de a face și am simțit că această energie vine din exterior. Tu ești mai mult în această energie a hierofantului. Poate fi și o persoană ușor manipulativă. Poate fi o pauză aici între tine și această persoană și tu să îți faci foarte mari griji în privința acestui lucru. În subconștient, pentru că și tu în subconștientul tău ai acest nebun. Nebunul vorbește, da, poate vorbi în anumite cazuri limitat despre o eliberare. Dar cred că aici la tine este vorba despre dorința aceasta de a avea un nou început. Hai să văd. Probabil cu acest cavaler de bâte, această persoană pe care nu prea reușești tu să te poți baza și nu, pentru, nu e din vina ta, e o situație cu o persoană care e mai instabilă, așa. De ce nebunul? Cavalerul de spade. Și cavalerul de spade îl avem și în viitorul apropiat. Nebunul vine cu acțiune, cu dorință de a te elibera, cu acțiune, cu... Poate să vorbească și despre această dorință de a avea un nou început cu acest cavaler de spade, un semn de aer, pentru că am văzut și la început acel semn de aer, regele de spade. De ce cavalerul de spade? Doi de spade. Cineva blochează acest început. Posibil să existe și competiție aici. Nu știu, pentru atenția ta, pentru atenția acestui om. Dar tu totuși ai această dorință. Cred că este cealaltă persoană. Cineva are atenția mai multor oameni. Dar tu ai această dorință de nou început cu acest om. 8 de monede este în trecut, este energia pe care tu o lași în trecut. 8 de monede vorbește despre, e acea carte a meșteșugarului, a măiestriei, iarăși, acel personaj care lucrează foarte intens la aceste monede și într-un mod și repetitiv. E un lucru pe care el îl face într-un mod repetat și este foarte prins de această activitate. Uite, vezi tu?
Acest 8 de monede arată acest personaj foarte prins de activitatea personală. El nici nu bagă în seamă ce se întâmplă în jurul său. De ce 8 de monede în energia din trecut? 9 de spade. Din nou și 10 de monede. Poate că ți-ai făcut anumite griji în privința finanțelor și a trebuit să îți pui osul la treabă cumva, și la tine nu e ceva neobișnuit. Tu ești un semn zodiacal foarte muncitor, foarte o persoană de încredere așa, și ești semn de pământ, știi cum să obții această abilitate în plan material. Poate a fost o ușoară perioadă în care ți-ai făcut griji pentru ceva anume și ți-ai revărsat toată energia pentru a uita de acest 9 de spade, ți-ai revărsat toată energia în ceea ce înseamnă muncă, finanțe, stabilitate, securitate financiară. Hai să văd ce este cu acest 9 de spade din gândurile tale. Cartea care te încoronează și care te ajută să manifesti ceea ce îți dorești tu pe viitor sau nu, în funcție de felul în care tu gândești, nu? Și de cât ești de aliniat cu legile Universului. Regele de cupe poate fi un semn de o trădare cu această persoană. Cineva se simte trădat, cineva a încheiat ceva, pentru că zecele de spade vorbește și despre o încheiere a ceva anume. Avem acest personaj fără viață, pus la pământ de cele 10 spade. Mai poate fi vorba despre faptul că în dragoste ceva s-a întâmplat aici în dragoste. Lucrurile nu au mers așa cum ți-ai fi dorit. Poate ai avut o anumită ofertă pentru cineva anume, dar griji mari și atenție, pentru că aceste griji ale tale, dacă stai prea mult, da, e ok să trăiești și să validezi ceea ce simți, dar dacă stai prea mult în aceste stări, se creează un fel de tipar mental la care tu revii din confort cumva, nu neapărat că din obișnuință, din confort, da, nu neapărat că pur și simplu, cum să spun eu aici, se pare că noi de multe ori nu știm ce înseamnă să fim fericiți și atunci nici nu căutăm bucuria, fericirea, iubirea de viață. Trăim în acele tipare mentale din simplul motiv că e ceva obișnuit pentru noi. Ok? Cavalerul de spade, și de aceea spuneam aici că poate fi o profeție a ta, cumva să repeți trecutul la infinit, pentru că tu trăiești în aceleași tipare mentale și știm că, într-adevăr, Capricornul este guvernat de Saturn. Saturn este lordul karmei și poate da tendința asta depresivă pentru unii dintre voi, dar în același timp este contrabalansată și echilibrată de puterea ta de muncă. Cu ajutorul lui Saturn, tu știi că e necesară muncă. Și ai capacitatea asta de a-ți atinge obiectivele setate de tine. Ok, acum gândurile tale îți sunt mai negre. Ok, e ok și așa, pentru o perioadă, repet, nu pentru totdeauna. Lasă lucrurile să fie așa cum sunt, dar ai grijă în același timp să te trezești din această perioadă și să conștientizezi că starea ta naturală este aceea a iubirii și a bucuriei.
pentru toți oamenii. Indiferent că există vină, că există... ce mai știu eu, că există lucruri și oameni din exterior care acționează într-un mod cum nu ne dorim. Din nou acest nebun, care poate fi un semn de aer sau un... Pentru mine nebunul foarte mult îmi aduce de aminte de acea energie uraniană. Mulți cititori spun că reprezintă berbecul. Cum simțiți voi și cum rezonează pentru voi. Dar pentru mine este foarte mult acea energie uraniană, Uranus guvernând vărsătorul. Cavalerul de spade este tot un semn de aer, precum vărsătorul. Treci la acțiune. Poate te trezești din acest tipar mental negativ care te ține așa în griji și în nopți nedormite și în temeri și anxietăți și poate chiar apelezi la un consilier pentru unii dintre voi. Șapte de cupe este în sfatul pentru tine și în același timp starea ta emoțională. Șapte de cupe, cartea opțiunilor. De ce șapte de cupe? Nu am să le primesc, sunt vreo 6-7 cărți și nu vreau decât o carte pentru am cu... 7 de cupe, clarificat de 7 de cupe. Na, Alina, dacă asta ai dorit, asta ai avut, o singură carte. Confuzie, pentru că văd și acest 5 de cupe aici. Confuzie și în sfatul pentru tine este să ieși din această stare, să cauți soluții. Care este sfatul pentru tine aici? Hai să văd. Care este sfatul pentru tine aici? În această situație a ta. Șapte de spade. Să îți vezi propriul interes în legătură cu ceea ce înseamnă dragostea în viața ta sau cu acest semn de apă. Posibil cineva înascuns. Îmi venea să spun să revenească la ceea ce tu ai. Și e posibil. E posibil. Această regină de cupe. Pentru că tu ești un semn de pământ. Magicianul vine aici în energia din exterior și am spus puțin tel că ar putea fi o energie manipulativă. O energie care aduce manipulare, o energie chiar deceptivă. Decepționantă, deceptivă, da. De ce magicianul? Deceptive este în engleză. Doi de cupe. Un parteneriat cu această persoană. Cineva încearcă să aducă în concret acest parteneriat cu tine. Dar posibil tu să nu ai încredere în această persoană. Foarte posibil. Și nu uita de faptul că un... mai dă-mi o carte pe acest magician. Nu uita de faptul că tu te apropii de finalul unui ciclu dificil din viața ta. 10 de monede. Păi sunt cărți bune. Cineva în jurul tău vrea să îți aducă stabilitate, vrea să manifeste, să creeze, să acționeze în direcția asta cu tine. De ce doi de monede? Ceva te face să te simți solicitat? Poate e necesară o anumită decizie aici, în frica sau speranța ta. De ce? Roata norocului și împăratul. Op, op, op. Împăratul și luna. Poți ai de a face cu un taur, berbec, rac, pești sau săgetător din ce văd aici. Cineva care te solicită, cineva care îți cere foarte mult,
pentru a urca sus pe roată, pentru a avea parte și tu de momentul tău de glorie. De asemenea, acest împărat îmi spune că poți fi chiar tu, foarte hotărât și abil în a duce aceste sarcini la bun sfârșit, în a jongla aceste lucruri multe pe care tu le ai de făcut cu doiul de monede. Doiul de monede jonglează cele două monede la infinit și trece prin stări diferite și cumva asta tu ai în speranța ta, să ai abilitatea de a face față. Regina de monede este în rezultatul posibil obținut. Regina de monede și soarele, poate fi un leu sau un taur, fecioară, capricorn. Tu, se face lumină pe strada ta, să știi. Se face lumină pe strada ta, abundența e la ea acasă, în viața ta. Se face lumină și poate fi și în legătură cu acest cavaler de bâte, ceva pentru care tu ești pasionat, sau această persoană, acest cavaler de bâte, îl văd așa, fie o situație pentru care tu ești pasionat sau o anumită persoană din viața ta. Se face lumină aici, poți să ai parte de succes cu soarele. Soarele aduce claritate, succes, bucurie și nu e ceva de aici, de acolo. Hai să văd în dragoste ce avem pentru tine în dragoste, pe dragoste. Îmbrățișează și acest card a ieșit de foarte multe ori. Îmbrățișează ceea ce destinul are în plan pentru tine și mariaj, un mariaj al sufletelor, este o uniune a două părți contrastante care se îmbină unul cu celălalt. Ok. Hai să văd din oracolul viselor ce mesaj primești tu. Mesaj pentru Capricorn. Te rog, Spirit. Care este vis? Bliss. Bucurie. Și tu ai avut soarele aici pe final, pe final de perioadă. Deci tu treci încă printr-o perioadă cu acest 9 de spade dificilă din viața ta, dar acest capitol stă să se încheie. Acest capitol stă să se încheie și păstrează-ți credința și speranța în acest lucru. Se pare că, am să traduc așa selectiv, se pare că emoțiile precum furia, frica, tristețea, de fapt sunt cele care sunt mult mai numeroase decât bucuria din visele noastre. Totuși, visele de bucurie, de fericire, nu sunt un lucru care să nu fie comun. Poți în aceste vise să te afli într-un peisaj de lumină călduță, culori ale curcubeului sau tipare geometrice plăcute. Deseori, visele infuzate cu bucurie indică că ai, da, are legătură cu ceea ce am citit aici pe, cu acest 9 de spade. Deci, deseori, visele infuzate cu bucurie indică faptul că ai renunțat la o credință care nu te-a ajutat, ai înfruntat frica, ai integrat
o cale mai sănătoasă de gândire sau că ești pe punctul de a face aceste lucruri. Atunci când visul tău evocă sentimente de bucurie pură, e ca și cum ai fi primit un cadou special. Și este tentant să te bucuri de acest vis. Dar este de asemenea de ajutor ca tu să observi unde are loc visul, cine mai era în acel vis și orice altă imagine notabilă. Aceste elemente oferă hinturi valoroase pentru a găsi bucuria mai ușor data următoare. Celebrează visul tău făcând din el artă sau muzică sau scrie o afirmație scurtă care să încapsuleze mesajul care l-ai primit în vis. Păstrează această afirmație aproape de tine ca o reamintire a faptului că fericirea este întotdeauna disponibilă. Frumos! Deci tu chiar ești pe punctul de a încheia un anume capitol și cred că este titlul capitol negativ din viața ta. Și cred că este un titlu potrivit pentru tine. Capricorn, dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să îmi lași o apreciere și un comentariu. Eu te mai aștept aici. Pentru citiri personale găsești detalii în descrierea videoclipului. Și doar în descrierea videoclipurilor găsiți detalii pentru așa ceva. Nu răspund comentariilor voastre pentru că timpul meu este și așa destul de limitat. Am văzut că au apărut aceste scamuri prin care vi se cere, nu știu, să trimiteți bani pe un număr din Nigeria. Eu nu vă cer bani la modul acesta, în mod public. Ok? Da. Ce să vă mai spun? Vă mai aștept aici și vă îmbrățișez cu drag. Toate bune! Pa, pa!